Bună seara, dragi telespectatori! Am revenit pe micul ecran. Intrăm în casele dumneavoastră prin televiziunea Sud-Vest TV. Avem un invitat din Blaj de data aceasta. Chiar citeam un articol despre dânsul, veterinarul nebun care a salvat rasa Basna. Bună seara, domnule Cleja! Bună seara, Vasile! Așa, într-un... colegi. Da. Ce poți să ne spui despre acest lucru? Da. Într-adevăr, în nebunia mea, acum vreo 10 ani am început să salvez rasa Basna. O rasă românească, da? Cea mai veche rasă românească autohtonă, după ce am văzut că restul raselor au dispărut. Au dispărut negru de strei, alb de rușețu, roșu de salonta, băltărețu, stocli. Deci au fost rase care au dispărut și părinții mei, crescând de mic copil, veșteam rasa asta. Părinții, bunicii mei s-au născut cam. Bunicii mei au prins chiar la formarea acestei rase. Și atunci se făcea trecerea de pe Mangalița pe Basna. Când a apărut rasa Basna, a cam dispărut rasa Mangalița. Sau în zonele unde era rasa Mangalița dominantă, odată cu apariția rasei Basna, când a dispărut la vremea respectivă rasa Mangalița în favoarea rasei Basna, care era mai diferită puțin, în sensul că i-a luat de la Mangalița finețea fibrei și de la porcul Berg a luat trăgezimea. Și atunci a combinat, a dat și carne mai multă și carne destul de moale și cu calități excepționale. Eu, într-adevăr, acum 10, deja cred că sunt 11 ani, eu tot zic 10 ani de vreun an de zile, am văzut că au dispărut rasa, m-a chemat taică-meu la el, a zis: măi, copile, are ceva porcul ăsta care l-am tăiat, măi, tată, e porc de carne. Nu se poate, mai copii. Asta e poveste. Toți porci, am mâncat porci toată viața, nu au avut gustul ăsta. De aici a început. Am mai tăiat taică-meu încă un porc și după aceea a zis: copile, du-te și fă rost de porc, de purcei Basna. Așa a mers prima dată. Am căutat 6 luni, am găsit nimic, dar nici n-am văzut, nici n-am auzit că mai există. Mi-am făcut poze. Mă duceam la oameni pe telefon și am avut la un moment dat poze pe hârtie din aia, știi? Și le arătam cum arată porcul Basna. Și dintr-o întâmplare am început să găsesc primul exemplar. Adică primul nucleu unde erau consanguini încât puteam să mă folosesc doar un singur exemplar. Norocul era că era chiar vier. Adică mi-am mai avea doar o scroafă, dar eu nu aveam vier. Și așa, treptat, a început o chestie frumoasă care... într-un final s-a finalizat cu asociație, cu mult mai multe alte chestii, dar sunt multe de povestit cum am început. Adică ați dus o muncă amănunțit așa, etapizată, și ați finalizat cu înființarea acestei asociații de porci Basna și Mangalița, la care sunteți președinte, da? Da. Dar munca asta a fost mult mai amplă decât atât. Adică eu am început atunci, am căutat în primele 6 și am găsit primul exemplar. Dar eu nu aveam ce face cu un vier și două scroape. Și am început să găsesc din zone, din județele apropiate, să găsesc restul exemplarelor care mai exista. Pe unde mai exista câte un nucleu. Și am mers în târguri, vreo 3 ani de zile mă duceam în târguri dimineața cu poză, le arătam la oameni. Unii mai râdeau, unii nu știau ce vorbesc. Și am găsit în diverse sate, în diverse locuri, nuclee unde mai găseam la câte un om sau chiar un întreg sat, cum era satul Peder, un întreg rasă. Și de acolo am mai luat, deși în zonele astea era atât de consanguin încât imaginați-vă că în satul Peder atâta de consanguin erau încât fătau câte 2-3 purcei scroafa. Și adulții creșteau până la vreo 70-80 de kilograme. Ei ziceau că ăia sunt porci mari de 2 ani de zile. Deci vă dați seama cam ce grad de consanguinizare aveau. Și de acolo am luat câteva exemplare și le-am înmulțit. Deci, doctor Cleja Ioan, salvatorul rasei Basna, o rasă pur românească, da? Cum
putem spune pe acest lucru, da. Ok. Acum, pentru ca să nu pierdem foarte mult timp, știu că putem să discutăm, noi discutăm de, cred că de prin 94, tot discutăm și discutăm foarte, putem discuta, dacă aveți 10 ani de când, 11 ani de când ați început această misiune de a salva rasa Bazna și iată că ați reușit. Vreau să vă întreb la nivel de asociație, că aici este foarte important, cum ați reușit să îi captați pe membri, cum ați reușit să îi determinați să crească această rasă și să nu uitați să spuneți ce ați făcut pentru ei. Da. Deci acum vreo 7 ani, după ce mi-am cam găsit exemplarele care mi-au trebuit, am început să-mi scriu povestea pe Facebook. Pe Facebook și mi-am făcut un site și după ce mi-am făcut site-ul am început să apară clienți. Dar unii dintre clienți știau deja de mine pentru că eu mergând în târguri, oamenii s-au dus acasă, s-au gândit ei ce le-am zis eu acolo la târg, că caut porcul ăla, de ce-l caut. Și nu știau unde să mă găsească, dar între timp s-a făcut o mică emulație și oamenii au început să mă caute. Mi-a lăsat un număr de telefon pe site și au început să vină mici cumpărători. După care au început un val tot mai mare. Din momentul ăsta au început să apară crescători. Adică au venit, au cumpărat porci de la mine și au început să apară crescători. Între timp a început și stațiunea Turda să se reorienteze, pentru că stațiunea Turda e, cum să zic, ei aveau câteva exemplare, 3-4 scroafe la momentul respectiv și eu am fost acolo să cumpăr, să văd ce au dânsii, dar acum nu cu regret sau cum să zic, dânsii nemai având sprijin din partea statului român, nemai făcând nimic, au lăsat așa tot de izbeliște și aveau și dânsii atunci vreo 4 scroape și 2 vieri. Din discuțiile care le-am avut cu dânsii, și dânsii au fost nevoiți să le metiseze puțin, pentru că nu mai erau exemplare pure nici ale dânșilor, pentru că n-au primit niciun sprijin din nicio parte. Și atunci cu dânsii am început să coagulez toți cei care au cumpărat de la mine și au vrut să ducă mai departe chestia asta. Și treptat am zis să facem o asociație. Și așa a ajuns să facem o asociație. După care, când am făcut asociația la început, unora li s-a părut că eu reprezint un pericol cu rasa Bazna, parcă sunt un concurent mai mare decât dânsii, am fost puțin așa marginalizat, dar după aceea... Care sunt acei unora? Păi, în momentul respectiv, nu știu dacă e bine să zic. Nu știu, e bine să... Trebuie să-i nominalizați. Hai că spun. Deci cei care crescători din zona industrială sau... Am avut o problemă cu persoana. Deci cei de la Turda au inițiat procesul de... Ei au făcut asociația, primii. Și... N-au vrut să mă pună pe mine membru fondator, deși eu am fost pe la dânsi și m-am mers cu dânsi prin țară, am primit sprijin de la restul colegilor. Deci nu stațiunea Turda, dar a fost acolo un domn noi care avea principiile diferite de ale mele. Eu credeam în ceva, el credea în altceva. Eu vedeam un viitor într-un fel, dânsul vedea un viitor în altfel. Și pe baza disputei dintre noi, dintre viziuni, da, dintre cele două viziuni. Dânsul a fost 3 ani președinte. Asociația s-a înființat în 2015, era înființată deja. Ea a funcționat dinainte de a fi înființată, pentru că a durat cam un an de zile până când s-au depus documentate și toate și ne întâlneam. Deci noi funcționam, dar eram ilegal cumva, adică nu pe ilegal, nu eram autorizat. Nestatutar, da. Și până în 2018, când în 2018 am văzut că dânsii n-au făcut nimic, atunci eu am început, de la mine a pornit un program. Discuția a fost în felul următor, a fost domnul ministru Daia,
la o întâlnire cu crescătorii de porci Bazna. Și am, când a fost pe media, a fost foarte mult atunci afacerea cu, adică nu afacerea, de aia mănâncă din porbagaj. Știi, a fost... Da. Ați prezentat produsele care le-ați, exact, care le-ați fabricat. Eu am fost exclus din asociație. Adică nu mi-am mai... Da, nu m-am mai exclus, dar nu m-am mai chemat. Ați fost marginalizat. Între timp, am vorbit cu primarul de la Bazna. Au mai fost câteva persoane care și dânși au fost tot așa marginalizate sau... Efectiv, nu eram informați. Acum să precizăm că la momentul respectiv erau undeva la vreo 20 de membri în asociație. Deci era așa câteva persoane, nu erau multă lume. Noi ne-am făcut o asociație la Bazna. Am vorbit cu primarul de acolo, am depus o documentație și am făcut o asociație la Bazna de porc Bazna. În momentul când a invitat pe ministrul Daia, domnul Daia a zis, domnule, vrem să vă vedem și porci. Pentru că, zice, prin țară sunt mulți porci care au brâual, dar nu-s Bazna. S-a consultat cu colegii. Dânsul nefiind zootehnist. Da, s-a consultat cu colegii din Ministerul Agriculturii și au venit, au văzut, în fine, au fost la mine acasă, mi-au văzut animalele, au fost la părinți și acolo... După o zi de mers și de umblat și așa mai departe, noi am scos un jambon din mașină și am început să mâncăm la porbagajul mașinii. Dânsul se ducea și vorbea cu Daia, cu taică meu. Și la venirea spre mașină, acolo ne-am văzut că mâncăm și a zis, mă, voi ce faceți aici? Păi mâncăm ceva. Nu? Ia dați-mi și mie. A gustat, a zis, băi, extraordinar. Și așa a zis, băi, dacă porcul ăsta are gustul ăsta și produsul ăsta e așa de bun, eu vă fac un program. Și am început programul acela prin care s-a dat porcei gratis. Asta e meritul domnului Daia, care o revitalizat. Deci să explicăm mai simplu telespectatorilor noștri. Dumneavoastră, ca președinte al asociației, ca și crescător de porc Bazna, ca recuperator al acestei rase, da, ca și salvatorul dr. Ioan Cleja a salvat rasa Bazna, da, ați reușit să inițiați cu ajutorul ministrului agriculturii din acea perioadă un program de ajutor de minimis în care se dădeau porcei gratis la populație, da, plătiți de stat, da, deci de Direcția Agricolă Județene, în, da, care să înscriau, prima dată s-a făcut o identificare a porcilor care există în gospodăriile populației, sau în IGP-uri sau în ferme, da, s-au identificat, s-au dus la direcție, deci identificarea s-a făcut așa. Specialiștii de la Orsa, Orsa județean respectiv, și, da, membrii ai asociațiilor. S-a găsit în teren exemplarele care existau, să dădea 250 de lei pe purcel. Subvenție. Nu subvenție, statul de mine. Da. Oamenii se înscriau, doritorii se înscriau pe o listă de așteptare și în urma acestea primeau purcelul gratis, când purcei gratis până când le venea rândul. Mai implica după aceea trebuia să vândă purceii jumătate din ei. Totdeauna se lua număr par. 2, 4, 6, 8, 10. Maxim 10 purcei. Jumătate din producție trebuia să o revândă. Să vândă la un abator. Noi aici noi am, a fost un impediment pentru că programul s-a făcut fără să se discute clar cu abatoarele cine vor să preie porcii și cine nu vor să preie porci. Au fost zone în țară unde abatoarele au vrut să preie porci și zone unde n-au vrut să preie. Și de aici s-a creat probleme în program, pentru că
Mulți nu aveau ce face cu slănina, pentru că modul de preparare la porcul bazna și mangalița e diferit decât la porcul de carne. În sensul că aici trebuie să valorifici slănina, grăsimea și trebuie să repar prin porcul, trebuie nu să-l opărești, trebuie să-l pârlești ca să valorifici slănina, să rămână gustoasă. După aceea, următorul aspect e că punctul de topire al grăsimilor e diferit de a porcului de carne, în sensul că temperatura, punctul de topire e mult mai mic, mult mai scăzut decât la porcul de carne. Atunci, în procesul, în liniile de producție industriale, nu se preta, pentru că pierdeai foarte multă grăsime pe flux. Pentru că odată tu când opăreai carnea, cura multă grăsime, pentru că se folosea procesul de opărire. La porcul bazna pierdeai multă grăsime pe flux și nu se încadrau, nici cum nu puteau abatoarele industriale să prelucreze cum ar fi trebuit. Porcul. Și atunci au început să ne evite abatoarele industriale și au început să ne accepte câțiva dintre cei de nișă. Dar la momentul respectiv noi nu aveam abatoare de nișă, noi eram la început de drum, nu aveam nici abatoare pentru porci aceștia, nu aveam nimic de fapt, știi? Și de aici programul. Ce se întâmplă azi cu acest program? Programul a fost schimbat. Deci am vorbit la nou ministru Oro și domnul Scarlat, la care am găsit o înțelegere foarte bună. Și zis, domnilor, noi nu vrem să inventăm roata, hai să facem un program să fie funcțional și simplu. Adică să nu ne complicăm, să iei porci, să-i ducă unul, să-i plimbe de la abator, să-i împine așa mai departe. Și atunci am zis, domnule, dați un ajutor concret pe reproducție. Acum am găsit la domnul ministru Oroș, domnule, sunt de acord, am vorbit cu domnul secretar Scarlat, care e reprezentant pe zootehnie și le-am explicat, la început nu înțelegeau, dar după aceea au înțeles foarte ok și mi-au dat un ajutor de 1200 de lei pe cap de scroa. Eu cred că e mai bine venit și mai simplu și mai ușor de urmărit. Condițiile, într-adevăr, sunt, trebuie să fie persoană juridică, adică nu poți fi persoană fizică. Trebuie să fie autorizat sanitar veterinar. Fermă autorizată. Fermă autorizată, da. Asta e un impediment pentru unii, pentru că persoană juridică nu e greu să fie. E greu când trebuie să te autorizezi sanitar veterinar. Acolo sunt niște probleme în ce privește biosecuritatea, se cer anumite norme care cei mici care au 20, 30, 50 de scroape, le e greu unora să le îndeplinească. Hai să zicem că ea cu 40, 50 de scroape pot să facă o investiție. Dar cei care au 2, 3, 5 scroape, e mai greu pentru dânsii. Bine, program, deci la noi în asociație trebuie să ai un minim de 5 scroape sau chiar dacă n-ai minim 5 scroape, trebuie să justifici că în următorii ani ajungi la 5 scroape. Știi? Pentru că așa a stabilit majoritatea. Dar adică chiar așa trebuie este să ai niște condiții pentru 5 scroape? Mă gândesc și eu. Păi nu, îți cere un vestiar, baie, duș, filtru, curat, murdar. Nu sunt condițiile cele mai dure, dar sunt minime necesare. Sunt minime necesare. Știi care e problema, Vasile? Ordinul 20, dacă nu mă înșel, prevedea vreo 70 de criterii. Ca să îndeplinești 70 de criterii. Acum, noi am vorbit la ministru privind biosecuritatea. Noi am vorbit la ANSVSA și nou ordin, pentru că de 6 ori s-au tot modificat până să ajunge acum la ordinul final, ultimat l-am discutat acum 2 săptămâni, din 70 de criterii, mai trebuie 20 să îndeplinim. S-a simplificat foarte mult. Dar cei care merg la autorizare merg pe ordinul vechi, pentru că ăsta n-a fost încă publicat în monitorul oficial, a fost în stadiu de discuții, încât de 6 ori s-a tot... Deci noi am cerut, băi, erau niște lucruri aberante din punctul meu de vedere. Deci pot să zic așa, Vasile, ca să înțelegi. Deci când s-a plecat la discuție, a zis în felul următor. Cotețul de porci trebuie să fie împrejmuit cu un gard de 2 metri,
exterior, la o distanță de 10 metri de coteț, de jur împrejur. Și 2 metri mi se pare și total, adică nu gard de plasă, trebuia să fie mat. Și de aici au plecat discuțiile, ca să înțelegi. Adică erau persoane care nu aveau lățimea terenului de o parte și de alta, deci nu aveau 20 de metri. Dau un exemplu. Sunt terenuri care sunt de 15 metri lățime. Și atunci am zis, domnule, hai să scoatem gardul ăsta, pentru că mi se pare destul de absurd. Adică în gospodăria populației nu poți să faci un gard de 2 metri la distanță de 10 metri de jur împrejurul cotețului. Lățime, lungime. Deci minim atâta era distanța. Și de aici au început negocierile și s-a ajuns. Noi putem să creștem într-un sistem de semi-libertate sau libertate restrânsă, în care avem obligația să avem o împrejmuire dublată pe interior de un gard electric. O împrejmuire, adică un gard dublat pe interior de un gard electric, să-i putem ține și afară, pentru că rasa, de exemplu rasa Bazna, se ține în special pe pământ. Nu suportă bine condițiile de creștere intensive sau pe beton sau în spațiu artificializat. Domnule președinte, domnule doctor, eu am mai discutat cu foarte mulți colegi ai noștri din direcțiile sanitare veterinare vis-a-vis de aceste autorizări. Părerea mea este, și spun așa eu, ca să lași o dezvoltare, trebuie să ai condiții simplificate și să vii în gradual cu dezvoltarea, să impui norme și condiții bune. Asta este părerea mea. Dacă vii și pui niște norme aberante pentru 5 croafe, cred că nu vom crea dezvoltarea acestei rase Bazna. Dar luăm un minut de publicitate și discutăm după. Alătură-te celui mai spectaculos tur al Deltei Dunării oferit de Carpathia Tour începând cu luna martie 2020. Vasul de croazieră Carpathia te va purta în cele mai frumoase zone ale Deltei și, ca experiența să fie completă, vom petrece 4 nopți pe hotelul plutitor Carpathia de 3 stele. Descoperă orașul Sulina, locul unde Dunărea se întâlnește cu marea, și hai să ne bucurăm de cele mai frumoase apusuri de soare de pe terasa hotelului plutitor Carpathia Sfântul Constantin. Prețul include transport București-Tulcea și retur, 4 nopți de cazare cu demi-pensiune, gustare pe vasul de croazieră, ghid profesionist, periplu prin salba de lacuri din Delta Dunării, Tulcea, Mila 23, Crișan, Sulina, croazieră Sulina, Dunărea Veche, Mila 8,5, Boda Proste, Lacul Ligheanca, Trei Iezere, Crișan, Canal Sulina, Tulcea. Excursie la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Program pentru seniori oferit de Carpathia Tour. Descoperă ținuturile meșterului Manole, unde natura, istoria și credința au plăsmuit legendele neamului românesc. Petrece 4 nopți de neuitat în Carpathia Resort de 4 Margarete și descoperă rezervația naturală Valea Vâlsanului și Salina Târgu Ocna. Tariful include transport cu autocarul București-Brădetu și retur, 4 nopți de cazare cu demipensiune, ghid profesionist și transport cu autocarul pentru vizitele cuprinse în program. Program pentru seniori oferit de Carpathia Tour. Revenim, dragi telespectatori, după minut de publicitate și discutăm în continuare cu dr. Ioan Cleja, președintele Asociației Crescătorilor de Porci Bazna și Mangalița. Și continuăm discuția vis-a-vis de... Nu am terminat cu programul implementat de funcționează acest program astăzi? Da, funcționează. Acest program funcționează. Ordinul 365. Da, funcționează. E la debut pentru că este o documentație destul de
destul de vastă. Dar la orice problemă, când se dau bani, se cere o documentație destul de scufoasă, știi? Și încep de la registrul exploatației și termin. Deci sunt multe, multe de discutat, dar cum să zic, programul funcționează. Acum sunt mici, ca la orice program, sunt mici sincope. Dar le-am discutat cu cei de la Ministerul Agriculturii și le-au înțeles foarte bine. Adică vă dau un exemplu. Cei care au vândut urcei la intrarea ordinului în vigoare, n-avea, deci dacă până și-au făcut documentația, au trecut 2 luni. În astea 2 luni i-au vândut purcei. Direcțiile agricole județene n-au vrut să le accepte vânzarea acelor purcei, chiar dacă erau persoane fizice și au vândut pe factură și cum trebuia, pentru că au zis că nu, doar după ce s-a terminat documentația. Atunci am intervenit la domnul Scarlan și la domnul ministru, dânsul au fost foarte cotran și zic, cum să nu? Eu înțeleg că timpul e foarte scurt și că acum au început programul, de când a apărut ordinul, anunțăm direcțiile agricole județene ca să accepte de când a apărut ordinul în vigoare, să se accepte ca purcei livrați, care pe documente vorbesc, nu că zici tu că ai vândut purcei. Adică acolo este un formular de mișcare, deci tot un număr de crotaliu, factură, la cine s-a dus, unde s-a dus, în ce condiții. Să se poată verifica trasabilitatea. Exact, să poată, e totul transparent. Și programul funcționează în momentul de față, în primele, deci programul a apărut de 2 luni, deci suntem la început de drum, 2 luni le-a luat oamenilor să-și facă documentația, să treacă, să se autorizeze din persoană fizică în persoană juridică. După aceea au trebuit să se autorizeze ca exploatație de tip A, pentru că ei nu erau autorizați majoritatea sanitar veterinar și cei care au fost înainte autorizați deja au intrat în program. În momentul de față, 5 crescători mai mari sunt intrați deja de plin și urmează și restul care și-au depus documentațiile, dar mai durează, pentru că unii până s-au mișcat au mai așteptat puțin, în fine, s-au dus pe la direcții, direcțiile, fiind un program nou, nici n-au știut de unde să-l iei, până s-au vorbit între ei, până când angajații din direcția agricole județene, până au verificat cine sunt eligibili, cine nu sunt. Mulți nu erau eligibili și trebuiau să treacă în eligibili, în sensul că nu erau persoane juridice, mulți nu erau autorizați. Normal că e un proces de adaptare până când se ajunge la normalitate. Dar programul e mult mai simplu ca cel de data trecută din punctul ăsta. Deci este un... E mai complicat din punctul al actelor. Asta e, România noastră este complicată pentru că birocrația văd că nu poate. Da, eu asta, după program mi-am dat seama că se putea face și că... Nu vrem să simplificăm, nu vrem să... Dar, în fine, asta e. Asta este. Nu intrăm în detalii, că nu terminăm emisiunea și noi tot vorbim. Ce vreau să vă întreb este următorul aspect. Fiind un porc bio, da? Crescut la țară, în ghilimele, da? Am văzut că a fost atacat de cei de la porcul industrial. Nu am reținut numele domnului, nici nu interesant, nici nu important. Vreau să vă întreb cum îi concurați, dacă îi concurați, de ce sunt supărați? Da, pot spune care e opinia mea și am mai discutat-o și cu unii dintre ei. Între timp am ajuns la o înțelegere, în sensul că noi avem o afacere de nișă care nu reprezintă decât foarte nesemnificativ din agricultura, din creșterea porcului în România. Oricum, cât la sută? Procentual, cât la sută? Procentual sub 1%. Sub 1%. Cu mult sub 1% în momentul de față. Adică, dacă vorbim de porci din registrul genealogic, vorbim deja de cantități mici. Pe lângă cei care nu sunt în registrul genealogic și care cresc benevol această rasă, adică ei n-au vrut să se complice cu acte, cu formalități. Au cumpărat porci pentru consum familial sau pentru... 1-2 prieteni care pot ei să deie, dacă vor să deie sau așa mai departe.
Cei din industria cărnii inițial au sărit pe noi că de ce s-a dat atâția bani pentru porcul bază. Acum vreau să vă zic că 200.000 de euro nu e o sumă atât de mare. Deci o sumă, eu cred, deci per total vorbesc. Deci e o sumă, adică e o sumă care un mare fermier, un mare fermier nu ne ajunge ca subvenție. Bine, suma poate crește, dar nu în vedere că programul trecut al domnului 200.000 de euro, câți crescători sunteți înregistrați? Noi suntem 180 de crescători. Împărțit la 180 de crescători, această 200.000 de euro. Așa, da. Da, da. În buget sunt prinși 1.000.000 de euro. Dar dânșii au spus în felul următor. Voi consumați pe ăștia 200.000 și dacă îi consumați pe ăștia 200.000, vă dăm mai mult. Pentru că ce s-a întâmplat? În programul trecut, făcut de domnul ministru Daia, nu s-au consumat bani. Și s-au dat banii de la por, s-au dat la vaci, la oi, în fine, așa mai departe. Și atunci domnul ministru a zis, mă, voi ați consumat cam până în 200.000 data trecută, dintr-un 1.000.000 de euro. E, acum, dacă voi consumați 200.000, facem o rectificare și dacă voi consumați, nu știu, 300.000 sau 400.000, vă dăm mai mult. Și, bineînțeles, că au sărit cei din industria cărnică. De ce s-au dat bani? Pentru că această rasă, aceste rase, de fapt, sau această rasă, e în conservare. Trebuie să precizăm că e o rasă în conservare, în pericol de abandon. Noi avem niște condiții destul de grele de respectat. Noi nu facem ameliorare în momentul de față. Știi că atunci când faci ameliorare, prin heterozis crește valoarea urmașilor, produșilor și ai alte sporuri, alte chestii. Dar noi, fiind în conservare, nu, avem niște condiții mai dure, suntem mai limitați. Mult mai limitați ca și producție, ca și participarea randamentului productiv cât mai crescut. De ce sunteți limitați, să spunem oamenilor? De ce sunteți limitați? Deci noi, de exemplu, porcii de carne, acolo sunt hibride între diferite rase. Acolo crește valoarea hibridă, se produc hibrizi. De fapt, ei nu sunt. Por mediu zilnic este mai bun. Por mediu zilnic, da, e mult mai mare decât la rasă. Dar ce mănâncă? Aici e important. Ce mănâncă, ce calități gustative, ce carne sănătoasă are acel porc. Aici trebuie să discutăm, pentru că noi facem o emisiune care se adresează sănătății publice. Asta vreau să accentuez. Deci nu întâmplător facem această emisiune și să vadă lumea ce să mănânce și de unde să mănânce și ce este bun și ce este sănătos. Bun. Deci aici să explicăm, pentru că da, faci cantitate, dar nu faci calitate, știm foarte bine. Corect, da. Hai să explicăm atunci despre ce e vorba. Deci la porcul industrial se vorbește despre cantitate de carne în carcasă. Sistemul Euro de clasificare a carcaselor, prin care se determină cu cât de carcasa, cu mai multă carne, conține mai multă carne sau randamentul mai bun la sacrificare, cu atâta e plătită mai bine, cu atâta e considerată carnea mai bună. La porcul din rasa bazmă, de exemplu, cantitatea de carne în carcasă e mult mai mică. Să amintim că rasa nu e modificată genetic. Să amintim că până acum selecția s-a făcut randomizat, la întâmplare sau mai natural, așa să înțeleagă toată lumea. Deci nu s-a făcut dirijat încât să fie controlat și modificat genetic spre a obține cantități cât mai mari. Ea are o cantitate de grăsime mai mare, dar toate aceste lucruri dau un gust deosebit. Acea grăsime are alte calități. Cum alte calități și o să vorbesc după ce spun despre calitățile carne, după ce o să spun și despre grăsime. Odată că o carne, ca să fie gustoasă, să fie bună, trebuia să aibă, să îndeplinească niște calități. În trecut se vorbea despre aceste calități, momentan nu se mai vorbește. Acele calități sunt așa: perselare, marmorare, suculență, frăgezime, savoare, aromă, consistență și miros diferit. Deci toate împreună dau gustul acela bun al cărnii. Aceste lucruri sunt date și de grăsime, bineînțeles. Pentru că grăsimea contribuie la
Prăgezire și la marmurarea cărnii, într-o oarecare măsură. Adică noi trebuie să comparăm așa, carnea acestor porci se compară cu Vita Kobe. Dacă te uiți la Vita Kobe, observ că între grupele de muși sau așa se observă firicele de grăsime. Același lucru se întâmplă și la porcul de la rasa Basna și Mangalica. Acum, dacă vorbim despre grăsime, au fost primate niște medii străini care au venit, cei de la Slow Food, au venit în România, s-au uitat la porci, au venit cu niște specialiști din Marea Britanie, Italia și nu mai știu ce țară au fost. Au fost, s-au uitat la mai mulți crescători, printre care am fost selectat și eu și au mai fost încă doi crescători selectați. S-a verificat carnea, s-a intrat în circuitul Slow Food. Ei au făcut determinarea cantității de colesterol. După ce au făcut ei, ne-au trimis rezultatele, au văzut că e bine. Am făcut și noi la facultatea de prima. Deci eu am făcut, de exemplu, eu personal am făcut la Facultatea de Tehnologie a Produselor Alimentare de la Cluj. Profesor Lucian Cuibuș a făcut determinările. Dânsul mi-a povestit, zice, în momentul în care au ieșit analizele, mi-a spus șefa mea de lucrări sau de catedră, du-te mai fă-le odată că sigur ați greșit ceva. M-am dus, le-am făcut a doua oră și au ieșit la fel. Adică cantitatea de colesterol bun raportat la cantitatea de colesterol rău este mult în favoarea colesterolului bun, undeva la 65%, dacă mi-aduc bine aminte, 65% colesterol bun, 35% colesterol rău. E aproape cantitatea diferită față de porcul industrial, care are invers procentele de colesterol. Și acum, când se determină colesterolul, să înțeleagă și telespectatorii că sunt vreo 40 de parametri care se... Deci nu sunt analizele acelea stați care se fac la, nu știu, la diferite puncte din astea unde se recoltează probe pentru analize. Deci se fac vreo 40 de parametri ca să se determine cât e bun, cât e rău și ce efect ulterior poate avea. No, deci de aici se pleacă la aceste rase. Acum trebuie să specificăm că aceste rase fac și mișcare mai multă, pentru că noi nu le limităm spațiul. Și dacă vorbim aici, putem intra la bunăstare. Bunăstare din punctul meu de vedere și cred că al multora din România, bunăstare înseamnă când animalul se simte bine într-un loc. Asta înseamnă bunăstare, nu când stă în spații închise, spații în care îi se pun, la 100 de porci o fereastră în plus sau 2 metri la 30 de porci în plus ca suprafață de mișcare. Deci eu cred că bunăstare când porcul stă în aer curat, când porcul are contactul cu pământul, cu solul, când porcul poate să se plimbe, Nu ai nevoie de ventilatoare pentru a elimina. Exact. Când mediul lui natural îi oferă condițiile fără să ajungă artificializarea. Deci fără să fie nimic artificial. Eu cred că asta înseamnă bunăstare. Bunăstare și după aceea trecem la calitatea hranei, nu? Aici ce mănâncă porcul industrial și ce mănâncă acest porc. Da, acum dacă trecem la chestiile astea, putem spune în felul următor că acest porc, și dacă vrei să-i dai concentrat. Deci eu îți spun cum e realitatea în teren. Deci când sunt purcei mici, să dăm un concentrat. Noi am recomandat, am vorbit și cu cei din celelalte asociații în Ungaria, cum fac și din ce. Și ei în faza de pre-starter, de înțărcare, să dă un concentrat. După care, și dacă vrei să dai un concentrat, porcul, el nu valorifică atât de bine cât porcul de carne proteina. Pentru că el făcând grăsime, tu trebuie să-i dai un fraș mult mai energetic. Și atunci te poți duce cu cereale și masă verde. Acum este o problemă că e evoluția peste porcine în România și nu se poate da masă verde cum vrem noi. Dar dacă îl ții cu masă verde și cu cereale, să combini. Deci nu să-i dai strict numai un cereal, să combini, să ai de toate. Un grâu, un ors, un porumb plus masă verde sau fân, chiar fân în perioada iernii, automat, într-adevăr, creșterea e mult mai înceată.
Deci nu vorbim ca și porcul de carne, dar mediu zilnic putem noi putem vorbi de un maxim 400 de grame. 400 de grame pe zi. Maxim, eu vorbesc de un maxim 400 de grame, să zicem. O medie, eu cred că e o medie de 350 de grame. 350 de grame cu un consum specific de... Consumul specific e mare față de porcul de carne pentru că depinde de alimentație. Adică, bine, dacă se ocupă și pe unități nutritive, dar eu cred că, hai să nu zicem 4,5 unități, hai să zicem pe kilograme. Hai să zicem cu 10 kilograme pe kilogram spor. Depinde acum în jur la 10 kg în funcție de ce alimentație îi dai. Pentru că dacă tu acolo ai băgat și mazăre, de exemplu, în compoziția alimentației, ai crescut puțin proteina și atunci scade consumul, să zicem, depinde câtă mazăre ai băgat, îți scade consumul de la 10, poate să-ți meargă undeva la 7. Sau depinde cât ai băgat, pentru că mai este o problemă în momentul de față. Dacă în trecut porumbul nu era modificat genetic și existau soiurile acelea care erau soiuri, nu mai era porumb hibrid, avea altă valoare nutritivă și atunci se considera, spuneau taică-meu Fimorar, știam chestia asta de la taică-meu, că porcul bazna, 8 kg de porumb face 1 kg de creștere. În momentul de față nu mai face 8 kg pentru că porumbul s-a modificat genetic, a crescut producția lui în defavoarea calității. Și atunci nu mai poți să faci cu aceeași cantitate care se făcea în trecut, aceeași cantitate care se face acum. Din păcate, asta e realitatea. Ce să înțeleg? Că avem probleme și la calitate, nu? Oarecum da. Adică eu cred că din cauza alimentației de astăzi nu o să mai putem obține niciodată porcul ăla care era acum 50 de ani. Chiar exact. Dar oricum pot spune în felul următor. Cam 60-70% e determinat de gen. Adică dacă porcul, alimentația influențează undeva între 30 și 40% influențează alimentația. Destul de mult. Cum? Da, un procent destul de mare. Dar 60-70% e influențat de componenta genetică, da. De componenta genetică. El nefiind modificat genetic, din păcate, eu am vorbit cu Peter Top, președintele Asociației din Ungaria, și dânsul ne spunea că cu aceeași alimentație, acum 80 de ani, porcul punea un spor mai mare decât cu aceeași alimentație astăzi. Vorbea de Mangalița din Ungaria și spunea, domne, porcul din Ungaria, acum 80 de ani, avea sporul mult, mult mai mare decât sporul acum. Și discutând cu dânsul, am explicat, zic, da, dar era alt porumb atunci, alt grâu, alt os. Totul era diferit și e ce se întâmplă și în alimentația umană. Pentru că nu mai avem foarte multe minute, vreau să le spunem celor care vor să-și înființeze o fermă de bazna și mangalița și să crească porc bio pentru ei sau pentru consumul populației, cum îi puteți sprijini, unde să se adreseze, de unde își găsesc, cumpără purcei original, că am văzut că sunt și falsuri, sunt și fake-uri. Sunt și multe falsuri, da. Deci noi suntem un colectiv în asociație, care ne apucăm așa mai mult domnul Bala Levente și doamna secretară Maria Dan, care stăm la dispoziția lor și mai sunt și ceilalți din colegi din asociație. Avem asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna. Dacă se uită pe site, sunt dați toți membrii asociației. Ei pot apela. Aveți datele de contact, da? Avem toți datele de contact, numere de telefon. Ei pot apela. Acum, normal că dacă e un crescător din Iași, e foarte greu să vină un crescător din Iași să cumpere din Arad. E drumul, e așa, mai repede se poate orienta spre Iași. Acum este o problemă pentru că cei mai mulți porci sunt în Transilvania, într-adevăr. Deci cei mai mulți porci în cadrul asociației sunt în Transilvania. La rasa Bazna cei mai mulți clar sunt în Transilvania pentru că
În zona Moldova sunt puțini crescători și pe sud iară sunt mai puțini crescători. Aici a fost rasa bazna, aici a fost fieful, aici s-a format și aici a fost fieful acestei rase. Și cei mai mulți, într-adevăr, sunt de aici și am observat că cei care au luat sunt foști consumatori de porc bazna. Dânsi și spuneau, domne, eu n-am mai mâncat așa carne de 30 de ani. Deci mulți din zona București, din zona, eu știu, din Timișoara, mulți de aici, de la noi din zonă, din județul Alba, spuneau, domne, eu așa carne de 20-30 de ani n-am mai mâncat, pentru că a apărut după Revoluție imediat porcul de carne, toată lumea a băgat porc de carne peste rasa bazna care era aici dominantă. În prima generație deja a ieșit 50%, în a doua generație deja s-a dus de la 75-82% în sus. Și a fost absorbită. A fost absorbită. Iar dumneavoastră ați reușit să o recuperați într-o perioadă foarte, foarte lungă. De... Da, cu cheltuiel multe. Cu cheltuiel multe am reușit să o recuperez pentru că... Cheltuiel proprii, da? Da, proprii. Iată, să scoatem în evidență ceea ce nu a făcut o stațiune de cercetare care primea bani de la stat. A reușit să facă. Din păcate, nici nu a mai primit. Aici a fost problema. Din păcate, nici nu au avut interes sau nu știu, nu au avut interes la treia generație. Nu știu să explice? Păi nu știu dacă ei au vrut să explice, nu au vrut să explice, pentru că acum echipa care e acolo gândește altcumva. E o echipă tânără, o echipă mai motivată, o echipă mai nouă, cu altă gândire, au început să facă proiecte. Cei care au fost acolo au fost și de modă mai veche. Acum, nu știu ce a fost, ce n-a fost. Deci mentalitatea, vreți să spuneți? Mentalitatea a fost mai diferită. Frica de sistem? Nu frica de sistem. Știi ce întrebare mi s-a pus mie la începuturi? Bă, tu vezi un viitor? Că zice, noi nu vedem niciun viitor ala acestei asociații. Deci noi vedem rasele astea că mor. Și am zis, mă, păi voi n-aveți nicio viziune, înseamnă. Adică, deci cei care erau la momentul respectiv în conducere spuneau lucrul ăsta, că ei nu văd niciun viitor al acestor rase. Ei văd o rasă care în următorii ani va muri, adică ne zbatem degeaba, știi? Și atunci, eu bineînțeles că nu credea bine lucrurile astea, eu am avut și oarecum niște certuri pe temele astea cu dânsii și mi se părea că nu trag în direcția care ar trebui să tragă. Și de aici, colegii, până la urmă, de fapt nici nu știu cum au ajuns președinte, știi? Adică lumea din sală, la alegere, a zis, domne, noi vrem să fii tu președinte, în fine. Și era echipa formată, mai trebuia un președinte, știi? În care și eu făceam parte din echipă, dar au zis câțiva colegi din sală, domne, noi te știm, încearcă și du-te la legătură cu altul. Echipa din ce profesioniști este formată? Ce profesie? Noi în echipă avem medici veterinari, ingineri, zootehniști, deci nu suntem pe lângă. Deci mai ales cam în conducerea de vârf suntem persoane oarecum specializate. Deci sunt... Iată, o mână de specialiști ați reușit... Da, până la urmă nu poți face chiar fără specialiști nimic, adică fără oameni pregătiți. Sunt oameni care se dăruiesc total, nu sunt specialiști și pot ajunge mai buni specialiști decât unii care nu s-au dăruit, dar am avut norocul să găsim oameni care fac și din hobby din plăcere și din plăcere au ajuns să fie procesator, deja au început să apară. Deci în România au început să apară, dacă acum 3 ani era 1-2 procesatori, acum au apărut vreo 12. În diferite, deci în toate regiunile țării și mai apar încă vreo 4-5 în următorul an, acum sunt în curs de demarare de obțin autorizațiile și tot ce e necesar. Și vând produse procesate către populație? Da, da. Vând produse, da, da, sunt magazine deja proprii. Eu sper că să nu-i fure valul și să treacă la produse la falsuri, pentru că pe piață, din păcate, ne confruntăm cu un 70% care vând falsuri. Din păcate, cam asta e realitatea, mai ales în orașele mari. Dar au apărut o lege a produsului 100% autohton. Noi am făcut o lege a porcului Mangalița și Bazna.
prin care o să verificăm trasabilitatea și o să limităm în măsura în care putem falsurile de pe piață. Dragi telespectatori, să-l felicităm pe dr. Ioan Cleja, salvatorul rasei Bazna și importatorul rasei Mangalița, ca să spun așa, în România. Pentru nu mai sunt importator, au fost și alții. Pentru că crește un porc sănătos, pentru că vinde o carne bio și noi vrem sănătate înainte de toate. Asta este deviza emisiunii noastre, ne adresăm publicului larg și o să boicotăm de aici prin televiziunea Sud Vest TV orice produs care nu face bine organismului uman. Vă spun bună seara și ne revedem luna viitoare!